Biblioteca publică Mihai Eminescu din orașul Rezina și-a prezentat serviciile moderne de care beneficiază comunitatea, pentru că instituția este unica bibliotecă din țară care are o cinematecă virtuală. În cadrul turului de bibliotecă, participanții au avut posibilitatea să testeze ochelarii 3D și să încerce să programeze roboți alături de copii și adolescenții de la clubul de robotică. Biblioteca publică raională Mihai Eminescu din Rezina este una dintre cele 1000 de biblioteci publice care au fost modernizate prin intermediul programului Novateca. Astfel, pe lângă o cinematecă virtuală dotată cu ochelari virtuali și cărți cu imagini 3D, biblioteca găzduiește un club de robotică pentru copii și adolescenți și desfășoară ore de engleză, organizează ateliere și traininguri privind modul sănătos de viață și incluziune digitală, dar și de suport pentru pregătirea temelor pentru acasă și alte servicii moderne care corespund necesităților comune. Fiecare bibliotecă din diferite raioane este diferită în felul cum lucrează cu comunitatea, în termen de ce parteneriate stabilește la nivel local, precum și prin serviciile unice pe care le prestează pentru membrii comunității. Biblioteca din Rezina este avantajată de faptul că are serviciul Cinemateca Virtuală și este unica în toată Republica și în special între bibliotecile regionale, care prestează acest serviciu pentru copii, tineri, adolescenți, precum și adulți, pe care ați văzut astăzi că sunt interesați de acest nou serviciu, precum și are alte servicii care le-a inițiat și ulterior le-a împărtășit și celorlalte raioane sau biblioteci din raioanele învecinate. De exemplu, serviciu privind promovarea unui mod sănătos de viață sau adoptarea unui mod sănătos de viață în rândul seniorilor, mamelor sau diferitor grupuri de vârstă. Am câștigat foarte multe proiecte legate de activități sociale și sănătate femeii în era digitală, adică e un proiect care costă 90.000 de lei, Cinemateca Virtuală 20.000 de lei, adică niște bani care Novateca a avut încredere că biblioteca de la Rezina o să folosească așa cum trebuie și o să-și dedie tot efortul ca utilizatorii să fie destul de satisfăcuți. Utilizatorii, știți, câteodată nici e greu să-i număr, ați văzut ce era în sală, că puteți să vă închipuiți că dacă biblioteca vede lumină la ora 8 seara în bibliotecă și ușa e discuietă, te trezești cu dânsi și mai ales copiii în bibliotecă. Acum s-a început școala și alte probleme, fug de la lecții. Unii fug, vin, noi fugărim de la calculatoare, de exemplu, nu le dăm voie cât e ora de școală, dar ei se duc afară cu Wi-Fi prin tot împrejurul bibliotecii și profesorii îi trimit alți copii și îi caută ieri chiar de sub bibliotecă de ce i-au luat. Adică au crescut enorm că nici nu avem capacitatea să-i numărăm, să-i luăm pe toți la evidență. Dacă ar fi o statistică cu barcodare, de exemplu, la intrare în bibliotecă, am putea la sigur spune câți utilizatori au deschis biblioteca în ziua aceasta. Acum noi avem la 3700 de utilizatori toată biblioteca, dar ei sunt utilizatori unici, adică acești 3700 citesc în toate secțiile, adică ei se dublează, se triplează, acei mici citesc acolo, pot să citească și la, să vină și să se folosească la clubul de robotică, dar e un utilizator, adică au crescut enorm numărul. Cei mai curioși utilizatori spun că activitățile de la bibliotecă sunt pe placul lor. Eu la bibliotecă învăț, mă joc și citesc. Eu mă joc la tabletă și citesc cărți, mă joc cu monopole, mă joc pe afară cu băieții. Noi ne ocupăm cu construirea roboțelului și suntem responsabili de designul roboțelului. Și aici îmi place că lucrăm împreună ca o echipă, ne cunoaștem mai bine și mă ajută la școală. Am venit astăzi ca să văd la Novateca să proviez ochelarii virtuali. Îmi place acest lucru virtual care poți să-l pui pe ochi și să vezi de aproape. În cadrul turului de bibliotecă, cei prezenți au fost informați despre impactul noii legi a bibliotecilor privind dezvoltarea comunității. Am împărtășit colegilor despre conținutul, dar și ce urmează să se întâmple vis-a-vis de legea cu privire la biblioteci. Legea fiind aprobată acum recent,
și care va intra în aplicare în 2018 februarie. Până atunci, urmând, iată, să se elaboreze întreg mecanismul de regulamente, instrucțiuni și așa mai departe, alte documente necesare ca ea să poată fi aplicată. Legea spune foarte clar că serviciul public, biblioteca, trebuie să fie, indiferent de numărul populației, indiferent de doleanțele, eu știu, și viziunile poate unor membri ai comunității, ea trebuie să existe, pentru că alături de școală, alături de spital, alături de alte structuri publice, biblioteca trebuie să existe. Pe de altă parte, această lege vine și cu abordarea că, dincolo de colecția de carte pe care, bineînțeles, o va avea biblioteca, ea trebuie să ofere și niște servicii care să fie utile comunității. Și aici biblioteca are toată susținerea legii, că poate dacă comunitatea solicită un serviciu, cum ar fi, eu știu, cel ce ține de domeniul agriculturii, biblioteca trebuie să ofere. Dacă comunitatea are propriu-zis o necesitate de a primi, eu știu, un expert, o persoană cunoscătoare în domeniul medicinii, platforma de discuții, de dialog o poate oferi biblioteca. Autoritățile locale consideră că bibliotecile oferă servicii de calitate utilizatorilor, de aceea vor fi susținute și în continuare. În teritoriul primăriei orașului Rezina noi avem 3 biblioteci care le avem în subordinea primării. Este biblioteca publică pentru adulți din orașul Rezina, este biblioteca de la Ciorna și biblioteca din Boșerniță. Noi avem bugete aprobate prin deciziile Consiliului de cu suport financiar necesare, urmare evaluărilor, aprobat prin deciziile Consiliului și suplimentar, deja cum au menționat în decursul iată, platformei de dialog, mai asistăm utilizatorii bibliotecii ca să se deplaseze în diferite excursii, perioada estivală, perioada de vară, totodată. Ne propunem să participăm și participăm de obicei în toate proiectele care sunt lansate, inclusiv prin programul Novoteca și alte proiecte, pentru a achiziționa fond de carte, pentru a beneficia de diferite rechizite, utilaje noi, echipamente noi, tehnologii noi, pentru ca să devină biblioteca mai atractivă. Sensul, ne propunem ca bibliotecile din comunitate să devină o platformă de dialog pentru locuitorii comunități. De când au avut loc aceste schimbări în biblioteca raională Mihai Eminescu, eu gândesc că lumea are accesul la mai multe servicii care noi, după cum vedem, biblioteca este plină de copii, se ocupă cu diferite jocuri, cu diferite activități și acești copii nici nu ne observă pe noi maturii că îmblăm în jurul lor, ei sunt ocupați 100%. Programul Novoteca este finanțat de Fundația Bill and Melania Gates și implementat de IREX în cooperare cu USAID. Pe parcursul ultimilor 5 ani a facilitat transformarea bibliotecilor publice din Republica Moldova în centre comunitare prin echiparea cu tehnologii informaționale, instruirea bibliotecarilor, dezvoltarea serviciilor moderne conform necesităților membrilor comunității, parteneriate și advocacy.